Duminică, l a mers cu soția, care a acuzat dureri în piept și a decis să o însoțească, mai ales că, în trecut, femeia suferise un infarct cu stop cardiac resuscitat. Pacienta a fost luată la consult, iar soțul a rămas pe hol. După câteva minute, omul s-a făcut rău și s-a prăbușit inconștient la pământ. Ceilalți botojeneni care așteptau au alertat imediat cadrele medicale, iar bărbatul a fost dus în sala de urgențe. Imediat după ce cadrele medicale și-au dat seama că bătrânul era în stop cardiac, i-au dat un șoc electric pentru ca inima să-și reia ritmul și i s-a făcut masaj cardiac. În nici 15 minute bărbatul și-a revenit și asta datorită intervenției atât de rapide a cadrelor medicale. Bătrânul a fost internat alături de soția sa, care era și ea sub investigație.